principalele proiecte promovate de Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, precum și progresele obținute în domeniul TIC, au fost discutate la Rezina în cadrul unei vizite de lucru a viceministrului Vitalie Ciolac cu conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, primari și consilieri raionali. Viceministrul a informat cetățenii despre cele mai noi proiecte ale Ministerului Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor. Am prezentat agenda ministerială proiectele importante, prioritare cu care se ocupă Ministerul la momentul de față. Este foarte important că dezvoltăm în continuare domeniul TIC și avem cu ce ne mândri. Suntem pe locul 8 pe viteza și pe calitatea internetului în lume. În clasamentele internaționale ne regăsim la între primii locuri 16 țări și avem multe proiectele care va crește economia națională. Deci vorbim despre serviciul 112 care va salva viața omenească, vorbim despre crearea parcurilor IT care va crește și PIB-ul ce ține de partea leului, că acum este un procent, este foarte mic. Este un proiect care este îndreptat pentru a sprijini, pentru a crea condițiile favorabile pentru investitori străini ca să investească în Republica Moldova, ca să vină cu capital străin respectiv. Dar noi, din partea statului, trebuie să asigurăm condițiile bune, avantajoase, fiscale, să dăm condițiile necesare pentru a crea afacerile și a investi în Republica Moldova. Totodată, noi am vorbit despre proiectele care au menirea socială, despre televiziunea digitală, care urmează să fie implementat până la finele 2017, până 31 decembrie. Este creat deja multiplexul ANA cu acoperirea națională, urmează să fie creat multiplexul B cu acoperirea aproximativ 80%. Deja o să dă posibilitatea ca cetățenii, ca beneficii pentru cetățenii să primească servicii mai calitative de televiziune, să fie un sunet stereo net, ca să fie HD format, să primească și dacă acum, la momentul de față, cetățenii privesc la o benză de frecvență un canal, prin introducerea sau prin implementarea acestui proiect, oamenii vor avea posibilitatea să privească până la 42 de programe. Primarii din raionul Rezina au discutat cu viceministru problemele din domeniu cu care se confruntă în localități. În 98 s-a tras, sau când 98-99, s-a pus practic jumătate de sat de telefoane, radio-telefoane. Majoritatea oamenii din sat doresc acum să pui prin fit, prin cablu, ca să poată să aibă și internet. S-au suscris de mai multe ori de mesuri și nici acum nu putem. Noi s-au spus că stația e slabă și nu avem numere de telefon. Mult Telecomul este în subordine Ministerului Economiei, dar totodată noi avem o conlucrare cu dânșii, vom vedea în ce constă problema respectivă. Chiar și eu solicit să scriu un demers în adresa Ministerului. N-ați scris anterior? Am scris. Aveți și un răspuns? Mi s-a spus că bugetul pe 2016 m-a scris. E epuizat și este preconizat și poate să fie în 2017. Schimbarea echipamentului. Este un termen limit pentru schimbarea echipamentului, ori asta e fără? Este. Moldova Digitală este termenul limită ca să fie asigurat toate serviciile electronice, toate prin internet, prin fibra optică, la toate gospodăriile și primăriile. Este termenul limită anul 2020. În cadrul comunei de vreme, între câteva sate mai mici, dar unul e complet diferit de celălalt, pentru că e în dezvoltare, crește populația. Merge vorba de roșcare de sus, care de multe ori s-au adresat cu întrebări de genul nu au parte de televiziune digitală și nici internet. E o problemă majoră la ziua de astăzi, pentru că tineretul asta o mai ține internetul, televiziunea, să domineze cumva. M-am adresat și la Mult Telecom, mi s-a spus că vom face, dar ar fi posibilitate ca tipul cel mai apropiat să pune fibru optic sau ceva de genul. Noi avem câteva primării unde nu există, într-adevăr, fibră optică și nu există telefonie fixă, doar radiotelefonie. Deci este vorba și de Minceni și Roșcani. Mai sunt câteva localități unde jumate este, jumate nu este. Poftim? Telefonie nu e radiotelefonie,
La, da, deci, bine, de la caz la caz, în diferite localități, este diferit. Noi am făcut această solicitare către MOL-Telecom și am primit răspuns că primăriile, deci trebuie, vor fi incluse în planul de finanțare, în cazul când se aduce o listă cu semnături de la locuitorii localității prin care ei solicită ca să fie incluși în planul de finanțare și sunt gata să achite acest serviciu. Ei își doresc. Iată, la capitolul acesta, Pripiceniu, o rezolvat întrebare, o prezentat și posibil pentru 2017 să fie Minceniu, pentru 2017 sigur va fi inclus, pentru că la ei nu există, există doar radiotelefonie, deci în localitate nu există internet. Nu știu care e situația la Roșcani, dacă există aceste liste cu semnăturile oamenilor. Mai multe întrebări ce țin de dezvoltarea în comun a proiectelor din domeniul tehnologiei, informației și comunicațiilor au fost discutate de viceministru cu președinta raionului Eleonora Graur. Am avut discuții referitor la reparația și modernizarea oficiilor poștale din raionul Rezina, ceea ce este o necesitate stringentă pentru multe oficii, fiindcă unele sunt în funcțiune, altele, chiar dacă funcționează, nu sunt condiții decente pentru a funcționa la nivelul care se solicită către legislația Republicii Moldova. La fel, un aspect important pentru raionul Rezina, care a fost astăzi discutat cu domnul viceministru, ministru, este fibra optică, care în multe primării nu există telefonie fixă, este doar telefonie, radiotelefonie și nu există internet, nu există televiziune digitală. Asta este absolut o necesitate. Este vorba de o parte din primăria Pripiceni, primăria Minceni. Noi am făcut scrisorile necesare, am primit, de fapt, acceptul și informația că pentru anul 2017 această problemă se va rezolva pentru primăria Minceni și primăria Pripiceni. A fost abordată această întrebare și pentru primăria Ghiduleni, anume localitatea Roșcană. Mai sunt și alte aspecte ce țin de Ministerul Tehnologiilor, Informațiilor și Comunicațiilor, la capitolul ce ține de îmbunătățirea unor condiții anume pe acest domeniu, ceea ce ține de evidența populației, de eliberarea actelor, documentarea populației, de înregistrarea transportului auto, dar acestea sunt întrebări auxiliare care, de fapt, la noi nu sunt stringente, deci sunt întrebări auxiliare, așa să zic, care au fost atinse și discutate pentru a se menține la nivelul la care este și în măsura posibilităților pentru îmbunătățire. La toate capitolele, vreau să zic că domnul viceministru a venit cu propunerea și cu unele soluții, deci noi vom face demersurile necesare, ceea ce ține de oficiile poștale. Dumnealui a menționat faptul că va revedea lista investițiilor pentru anul 2017 la capitolul reparația oficiilor poștale și în cazul când raionul Rezina nu este inclus sau este inclus doar cu o parte, o cotă foarte mică, deci va revedea această listă și va veni cu propunerea ca să fie inclus și raionul Rezina la reparația și modernizarea oficiilor poștale. Exact același răspuns despre a fi monitorizate întrebările care au fost ridicate la capitolul fibră optică, internet, televiziune digitală pentru primăriile unde nu există, vom primi un răspuns cât de curând și soluționarea acestei probleme. În cadrul vizitei, viceministrul Vitalie Ciolac s-a informat de activitatea Oficiului Poștal, Biroului de Evidență și Documentare a Populației și a Biroului de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto din Raionul Rezina.